acum 6 ani. A avut un loc un dezastru și a schimbat întreaga omenire. Un meteorit a căzut în Anglia. Acest meteorit a transformat oamenii din jurul lui în ceea ce noi numim contractori. Sunt la fel ca noi, doar că fiecare au puteri speciale. Una are viteză, pot scoate explozii din pumni, au forță inumană. Ochile sunt foarte luminoși și negri. Contractorii se hrănesc, devorând sufletele oamenilor, astfel ei devenind mai puternici. Sunt un pericol uriaș pentru întreaga lume, așa că s-a înființat ACO, Anti-Contractor Organization, pentru a se ocupa de fiecare contractor. De atunci, foarte mulți contractori au fost uciși sau capturați pentru siguranța oamenilor. Totuși, contractorii încă mai sunt printre noi și vor fi mereu. Cei mai mulți ascund ceea ce sunt și încearcă să ducă o viață normală. Alții sunt criminali și depurează orice suflet găsesc. În prezent, îl avem pe Blake, un student de 19 ani la cea mai renumită facultate numită Oxford. Trecutul lui nu este cunoscut deoarece a fost crescut la o casă de copii. Niciodată nu și-a cunoscut părinții, totuși Blake e un băiat prietenos și încearcă să ajungă un om de succes, iar viitorul lui va fi unul neașteptat. Elevi, să nu uitați că mâine o să avem un test din ce am învățat zilele astea, așa că să fiți pregătiți! Păi, se pare că va trebui să repet azi. S-a sunat! Așa că sunteți liberi, puteți pleca! La revedere! Blake, ce mai faci? Uite bine, Tommy. Tommy, ce să plec acasă. Mergem amândoi? Hai să fac cinste la fast food-ul tău preferat. A, ca de obicei? De când ne cunoșteam, mereu ne-am oprit acolo. No, hai, să mergem. La ce te uiți, Tommy? Acea știre legată de acel contractor care e tot în căutare, tot ce a făcut a fost să distrugă locul magazinului, dar nu a fost nicio victimă. Cam tâmpit, nu crezi? Hei, nu glumă cu chestiile astea. Știu, știu. Pune ai test, nu-i așa? Îți urez succes. Mersi, voi aveți ceva? Am avut, dar pot să zic că nu m-am sărut așa bine. Să te strădui tura viitoare. Mai bine, ok? Chiar că tot mi-am terminat mâncarea, am să mă duc acasă. Ne mai auzim, ok? Mersi de mâncare și baftă. Baftă și ție la test mâine. Ciao. Cred că o să stau o leacă pe calculator și am să mă pun pe învățat. Iu! Mi-e somn, cred că mi-au ajuns. Am să mă culc. Trebuie să merg la școală. Ce s-a întâmplat aici? Asta e drumul cel mai ușor ca să ajung la școală. Atunci crezi că am să iau pe între blocuri. Ar trebui să ocolez zona și să ajung la timp. Am un sentiment ciudat. Ce s-a întâmplat acolo? Domnule, sunteți bine? Oh, nu! E un contractor! Acea știre legată de acel contractor care e tot în căutare... Trebuie să plec de aici. Ce cauți tu aici? Nu am să te las să pleci. Ești martor! Știi ce trebuie să pățească un martor, nu? Dacă vei fugi, vei spune poliției, voi fi descoperit. Dar dacă îți devorez acum sufletul, voi fi liber în continuare. Nu ar trebui să vii prin zona asta, copile. Ce... n-ai... ce n-ai, bă?
Știri noi. Două trupuri au fost găsite, unul dintre ele fiind contractul căutat de crime și distrugere numit Isaac și celălalt trup, elev de la facultatea Oxford numit Blake. Trupul contractului este mort, dar elevul a fost doar inconștient și internat la spital. Nu se știe ce s-a întâmplat, dar din reclamațiile polițiștilor și a agenților ACO putem spune că a fost luat ostatic de contractor și la final a murit din cauze necunoscute. Specialiștii încă încearcă să descopere cauza morții. Unde sunt? Bună dimineața, Blake. Cum te simți? Mă simt bine. Ce s-a întâmplat? Ai fost găsit inconștient și luat de urgență la spital. Am avut grijă de tine în timpul cât ai dormit. Dar cât am dormit? O zi? Îți mai aduce aminte ce s-a întâmplat înainte de a fi inconștient? Oarecum, da. Bun. Așteptă aici, am să chem pe cineva, ok? Ok. Bună. Am nevoie puțin de fișele lui medicale. Poftim. Mulțumesc. Salut, Blake. Sunt agentul Luis, de la ACO. Mă ocup de ancheta ta și a contractorului decedat. Aș vrea să-mi spui ce s-a întâmplat în ziua aia și cum a murit contractorul. Stai, a murit? Da, amândoi ați fost găsit pe jos, dar tu erai doar inconștient și de el era mort. Deci, Blake, ce s-a întâmplat cu exactitatea atunci? Încearcă să-ți aduci aminte. Păi, îmi aduc aminte că vroiam să ajung la școală și așa, cum drumul principal era blocat, am luat-o printre blocuri. Așa. Acolo m-am întâlnit cu contractul și m-a prins. Mi-a spus că vrea să mă omoare, asta e mare parte tot ce-mi amintesc. Ok, interesant. Nu-ți mai aduce aminte absolut nimic. Orice, un detaliu mic poate să fie ceva foarte important pentru noi. Domnule, asta e tot ce mi-am amintesc. Ok, atunci. Păi, mulțumesc pentru detalii. Sper să te faci sănătos. Succes la școală în continuare. Ok, mulțumesc. Doamne, sunt obosit. Din cauza incidentului cu Blake, el va da astăzi testul, iar voi veți continua lecția de zi. Să vedem. Nu pare așa greu. Deja știu ce trebuie să scriu. Ce? Mă simt aiure. Mă ard ochii. De ce? Domn profesor, nu mă simt bine. Pot să merg puțin pe la baie? Bine, dar să nu stai foarte mult. Ce? Se întâmplă cu mine. Nu! Ochii mei! Eu am făcut asta? Nu e bine. Trebuie să plec de aici. Oh, nu! Dacă află că eu am cauzat aia. Dar ce s-a întâmplat cu mine? Ochii mei sunt un contractor. Dar cum? Eu revin la normal. Trebuie să mă grăbesc în clasă. Am acel test. Te-ai întors. Ești bine? Da. Bine, ia loc, te rog, și continuă testul. Gata, domn profesor. Blake, ce mai faci? Ai auzit și tu de dărâmăturile din baie, băieților? Tommy, azi mă duc singur acasă, ok? Nu mă simt prea bine. Ok. Oare chiar sunt un contractor?
ochii mei seamănă foarte mult cu al lui. Nu se poate. Nu, dar cum? Chiar sunt un contractor. Acea explozie, eu am făcut-o. Azi nu mă duc la școală. Chiar sunt un contractor. Dacă sunt, atunci... Oh, nu. Deci adevărat. A devenit un contractor. Oare să aibă legătură cu ziua aceea? Nu vreau să fac rău nimănui. Dacă voi fi descoperit de ACO, totul e distrus. Tommy, ce faci aici? Hei, Blake! Ați mai venit la școală și te-ai purtat ciudat de un timp. E totul bine? Blake, ești ok? Ah, da, sunt ok. Tocmai ce vreau să mă întind. Ai putut ceva. De la întâmplarea aia, parcă nu mai ești tu. Sunt ok, puțin amețit, doar atât. Ok, vreau să-ți las asta, poate te vei simți mai bine. E mâncarea ta preferată. Mulțumesc! Păi, am să plec. Eram pe drum spre unchiul meu, dar am zis să mă opresc și la tine. Baftă și ai grijă de tine. Nu! Nu vreau să fac rău nimănui, nu vreau să mănânc sufletul nimănui, dar corpul meu cere. Mă simt foarte slăbit. Bun, așa. A, ce se aude? Din nou sufletul, băi. Din nou sufletul, bine? Bineînțeles. Tu primul să eu. Nu e greșit. Iar tu, l-am luat eu ăla de acolo. Cine ești? Opa, ce cauți aici, puștile? Oh. Observ că ești și tu un contractor. Dacă e aici, sau vrei să te numi sufletul? Suflet? Îmi trebuie. Nu mai pot să mă abțin. Dă-te la o parte, e doar al meu. Te-a zis cineva că poți lua sus intrarea noastră? Tu sigur ești contractor? Deci ești foarte slab. Ar trebui să te omor. Practic, hai din coadă. Hei, ce faceți voi aici? În locul vostru, v-a venit voi aici. Bun, i-am terminat. Hei, ești bine?